Laudato sia Jesus Christus. Iubis credincioși, în demersul nostru de a medita la stațiunile căii Sfintei Cruci, ne îndreptăm în seara aceasta spre stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. În dreapta dumneavoastră este stațiunea din mijloc, pe care puteți să o fixați cu privirea. După ce Iisus a fost dezbrăcat de hainele sale, este trântit la pământ și îi se bat piroane în mâini și în picioare. Și aceia care au studiat îndeaproape răstignirile spun că, de fapt, piroanele n-au fost bătute în mijlocul palmelor, ci la tendoane, pentru ca să țină întreg corpul. Și bătutul piroanelor face să se nască dureri care ating niveluri insuportabile. Și apoi Mântuitorul este ridicat. Cei mai mulți susțin că bara verticală era deja înfiptă în pământ și apoi, după ce a fost bătut în cuie cu mâinile, a fost ridicat și i s-au bătut piroane și în picioare. Ce crime au săvârșit aceste mâini și aceste picioare de au fost bătute în cuie? Mâinile care au binecuvântat. Mâinile care au prins pâinile și a făcut înmulțirea pâinilor. Mâinile care i-au îmbrățișat pe copii și le-a spus celorlalți: lăsați-i să vină la mine, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Mâinile care la cina cea de taină au ținut pâinea și potirul cu vin și ni s-a dăruit nouă. Aceste mâini sunt acum bătute în cuie. Picioarele care au străbătut drumul Palestinei pentru a predica Evanghelia, care au obosit, pentru că ne spune Evanghelia după Ioan că într-o zi, fiind obosit, s-a așezat la o fântână și acolo a venit samariteanca să ceară apă. Acele picioare sunt acum bătute în cuie. Mâinile care au făcut bine și picioarele care le-au purtat să încurajeze și să ducă vestea bună în satele și orașele Palestinei. Probabil că unii dușmani ai lui au considerat că mâinile sunt un fel de aripi. Și pentru ca să nu-și ia zborul, le-au țintuit în cuie. Cu toate acestea, privind spre cruce, mâinile rămân deschise, gata să îmbrățișeze până și pe aceia care au bătut cu ciocanul, până și pe cei mai mari dușmani ai lui. Aceleași mâini sunt gata să-i primească pe toți păcătoșii și pe toți răufăcătorii. Privind la această stațiune, deja rugăciunea tradițională care se spune la calea Sfintei Cruci ne spune că
prin rănile mâinilor lui și a picioarelor lui, el suferă dureri nespuse pentru toate faptele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Isposește într-un mod deosebit păcatele mâinilor și a picioarelor noastre. Care sunt păcatele mâinilor și ale picioarelor noastre? Păi să ne gândim că deja am înțeles de la cealaltă stațiune. Cu mâna aprindem telecomanda pentru a vedea nu știu ce fel de filme murdare. Păcatul stă uneori la distanță de un clic al mouse-ului pe care îl apăsăm cu mâna pentru a deschide nu știu ce pe internet. Mâna este aceea pe care o ridicăm uneori asupra aproapelui nostru, pe care uneori copiii o ridică asupra părinților, soțul asupra soției. Păcatele mâinilor noastre. Vedeți, cu mâna mulți oameni duc paharul la gură și uită să-l mai ia. Păcatele picioarelor. Ce păcate săvârșesc picioarele? Păi cu picioarele noastre uneori în zi de duminică mergem în altă parte în loc să venim la liturghie. Cu picioarele noastre străbatem molurile la cumpărături sau mai știu eu la târguri sau la ce afacere avem noi și uităm de Dumnezeu. Da, cu picioarele noastre ne îndepărtăm zi de zi de cer, de Dumnezeu. Ei, iată stațiunea aceasta ne face să ne gândim în primul rând la asemenea păcate, pentru că ele, ni se spune, sunt ispășite. Dar în același timp, ne întrebăm cum scăpăm de păcatele mâinilor și ale picioarelor noastre. Vedeți, Apostolul Paul în scrisorile sale ne dă soluția. El zice la un moment dat, cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Adică și-au bătut în cuie firea pământească. Asta este soluția. Să-ți răstignești firea pământească. Să răstignești asemenea păcat. Să le dai la o parte. Tot Apostolul Paul în scrisoarea către Galateni spune, lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Paul s-a considerat răstignit pentru lumea păcatului. Cu Hristos sunt răstignit pe cruce, spune apostolul. Iată ce trebuie să facem noi și la ce ne invită stațiunea aceasta. Să ne răstignim firea noastră păcătoasă. În același timp, Evanghelia după Sfântul Ioan, după ce Iisus este străpuns de un soldat cu o suliță, adaugă, vor privi la acela pe care l-au străpuns. Vor privi la el. Cine să privească? Soldații? Soldații habar n-aveau ce fac. Ei executau niște ordine. Vor privi la cel care l-au străpuns, la cel care l-au bătut în cuie. Cine? Noi. Și noi suntem chemați în seara aceasta, într-un mod deosebit, să privim la cruce, la acela care este răstignit, la cel pironit. Într-un mod deosebit, în Vinerea Mare veți participa la celebrarea din biserică
Și veți vedea că la un moment dat este adusă crucea care este învelită și se descoperă un braț, celălalt braț și apoi picioarele. Și preotul va spune, iată lemnul crucii de care atârnă mântuirea voastră. Și suntem chemați să ne închinăm. Ei bine, stațiunea aceasta 11-a ne cheamă în seara aceasta să privim spre cruce. Ce putem să înțelegem când privim spre cruce și îl descoperim pe Mântuitorul bătut în cuie? Vedeți, nu departe de Iași există un sat care se cheamă Săveni. Odinioară, la intrarea în acest sat, era o cruce mare. O cruce care o înlocuia pe una mai veche, foarte veche. Și oamenii au prins drag de această cruce. Ei ieșeau din sat, veneau înapoi, mergeau la câmp, se întorceau și treceau pe lângă această cruce. Ce puteau ei să înțeleagă când priveau la cruce? Ce puteau să înțeleagă cei oameni simpli din acel sat? Multe lucruri înțelegeau. Unii dintre ei înțelegeau că, de fapt, nu ei privesc spre cruce, ci crucea privește spre ei. Și dacă această cruce privea spre ei, de fapt, înțelegeau că le vorbește în limba lor. Și că ea, crucea, schimbă. Dar nu se schimbă ea, ci schimbă pe alții. Privind de jos la înălțimea crucii, alții înțelegeau că este o lume spre care Hristos îi cheamă pe toți. O lume mai curată, mai bună, mai frumoasă. O viață altfel. Alții înțelegeau că nu pot oricum să treacă pe lângă cruce, ci își descopereau capul unii dintre ei. Alții îngenuncheau, se plecau și făceau din trupul lor un plan înclinat pentru că harul să alunece mai ușor spre inimă. Ce mai puteau înțelege? Unii, tot privind spre cruce, înțelegeau că există o strânsă legătură între ei, între viața lor și acela care era bătut în cuie, între păcatul lor și Mântuitorul răstignit. Poate că alții vedeau că în bara aceea verticală, de fapt, se concentra harul lui Dumnezeu și își dădeau seama că încă mai curge har de acolo și că toată îndurarea lui Dumnezeu, toată mila lui, se adună acolo, la cruce. Văzându-l pe el, pe Mântuitorul, cu brațele deschise, unii se simțeau îmbrățișați și încurajați. E bine, vă spuneam că oamenii din satul acesta au prins drag de cruce, mai ales că se gândeau că pe lângă acea cruce au trecut bunicii și străbunicilor și părinților. Și într-o zi, din anul 1975, părintele a primit un bilet la parohie care venea din partea primarului. În ziua de, la ora de, să fiți acolo în capătul satului, la intrarea în sat, pentru că trebuie să dărâmăm crucea, să o dăm jos. Și sigur că oamenii au prins de veste. Au venit la parohie și au zis, părinte, mergem și noi cu dumneavoastră. Nu putem să lăsăm
să ne dărâme crucea. Și părintele le-a zis, vedeți, sunt vremuri grele, mai bine stați voi acasă și o să merg doar eu. Și a mers părintele la ora fixată, a venit primarul cu cei de la primărie, cu un tractorist, cu tractorul și a spus, părinte, asta este, sunt alte vremuri și pe aici vin toți de la județeană, văd crucea și noi nu putem să o lăsăm așa, să o vadă toți membrii de partid, trebuie să o dăm jos. Părintele a încercat să le explice, oameni buni, vedeți, crucea asta este un simbol. Întreg satul ține la crucea asta. Cum să o dați voi jos? Apoi a scos o carte, a deschis-o și a citit din cartea aceea. A închis-o și s-a așezat tăcerea. Ce a citit părintele, nu mai știe nimeni. Poate că a citit un pasaj. Poate că a citit chiar cum a fost bătut în cuie Iisus. A citit ceva din patimă sau poate o fi citit vreun psalm care se cântă la mormântări. Nu mai știe nimeni. Dar în tăcerea aceea, la un moment dat, tăcerea a fost ruptă de tractorist. A zis, eu nu. Eu nu pot să dărâm crucea. Am acasă copii, am nevastă, n-am cum să o dărâm. Și ușor, ușor, unul câte unul, au plecat și crucea a rămas în picioare. Privim în seara aceasta la cruce, la stațiunea 11-a. Ce am putea să înțelegem noi privind spre cruce? Poate că ce au înțeles și oamenii aceia. Poate că mai mult decât au înțeles ei. Poate că în seara aceasta, fixând cu privirea stațiunea 11-a, am avea multe să-i spunem lui Iisus. Unii, poate că am găsit cuvinte de mulțumire. Îi mulțumim pentru o iubire atât de mare, pentru că s-a lăsat bătut în cuie pentru noi, pentru păcatele noastre. Alții, poate că vom prinde curaj și vom face schimbări în viața noastră. Vedeți, patroana dumneavoastră, Sfânta Tereza Pruncului Iisus, spunea, eu dacă aș avea toate păcatele din lumea aceasta, dacă ar apăsa pe conștiința mea asemenea păcate, dacă aș fi păcătuit mai greu ca Maria Magdalena, eu n-aș dispera. M-aș arunca în brațele lui Iisus. Pentru că eu știu cum l-a primit pe Fiul Risipitor. Și poate că unii dintre noi chiar asta am face dacă am medita mai mult la cruce. Sau alții, poate că am face gestul regizorului. Mulți dintre dumneavoastră ați văzut Patimile lui Iisus, un film din 2005 de Mel Gibson. Și la un moment dat se arată cum sunt bătute în cuie mâinile lui Iisus. Și cel care este cu ciocanul nu este decât cel care a turnat filmul. Și se spune că a fost întrebat, de ce ai făcut-o asta, să bați tu cuiele, să apari în film? Și răspunsul lui, pentru că de multe ori în viață i-am bătut cuie lui Iisus. Poate că tot meditând la cruce, unii dintre noi ne dăm seama de această realitate.
Că de multe ori și noi am fost aceia care am bătut cuiele lui Iisus. Alții vom găsi cuvinte de iertare, de cerere de iertare. Și cine știe câte cuvinte vom mai găsi noi, meditând la stațiunea aceasta a 11-a. Este un poet care alături de Ioan Alexandru, de Traian Dorț, a cântat și el iubirea de Dumnezeu și a meditat la suferințele lui Iisus, Costache Ioanid. Și la un moment dat face o comparație între ceea ce ne-a dat Mântuitorul și ce am dat noi lui. Iată câteva strofe dintr-o poezie a lui. Tu ne-ai adus iertarea, ne-ai dat salvarea în dar, ne-ai scos din închisoarea păcatului murdar. Ne-ai dat o nouă fire și un veșmânt curat, dar noi ca mulțumire, Iisuse, ce ți-am dat? Tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit, o inimă și nume și duh nemărginit și în zare albăsturie, tu ce ai luat și cât? Doar 4 rând de cuie și o rană în piept. Atât. Ne-a oferit totul și în schimb ce a primit. Poetul zice, doar 4 rând de cuie și o rană în piept. Atât. Străpunge-mă, Iisuse, ne rugăm la această stațiune și pironește-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Amin. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Lăudat să fie Iisus Hristos!